Romantismul este un curent literar ce apare la sfârșitul secolului al XVIII-lea și se dezvoltă în prima jumătate a secolului al XIX-lea, caracterizat prin predominanța sentimentului asupra rațiunii, a imaginației, a libertății de creație. A apărut ca o reacție contra rigidității clasicismului, pe care îl găseau deficitar în ceea ce privește imaginația. Printre trăsăturile definitorii amintim înclinația spre reverie, valorificarea specificului național, apariția eroului excepțional în situații excepționale, a omului de geniu, atracția spre illo tempore, cadrul nocturn, preferința pentru visare, prezența antitezei ca procedeu specific predominant, valorificarea tuturor registrelor stilistice. Mihai Eminescu este cel mai valoros poet român, fiind considerat de critica literară ultimul mare romantic universal sau poetul nepereche, poetul național, după cum spunea George Galinescu. El aparține perioadei marilor clasice literaturii române, alături de Ion Creangă, Ionuca Caragioale și Ioan Slavici. Creația sa este vastă, cuprinzând cele trei genuri literare, liric, epic și dramatic. Una din capodoperele creației eminesciene, dar și din întreg spațiul nostru românesc, este poemul Luceafărul, pe care Zoe Dumitrescu Bușulenga îl considera poemul suprem, poemul culme, întrucât rezumă și concentrează tot ceea ce gândirea mitopoetică a artistului a zămislit. El este publicat în revista Convorbiri Literare și inclus ulterior în volumul Poezii din 1883, singurul volum apărut Antum, sub îngrijirea criticului literar Titu Maiorescu, și asta pentru că era foarte exigent cu el însuși, fiind reținut în a trimite poezii la Junimea și la Convorbiri Literare. Geneza. Pentru realizarea acestui poem, Eminescu a folosit surse folclorice, surse mitologice și izvoare filozofice. Principala sursă de inspirație este, sau hipotextul, îl constituie folclorul, Eminescu valorificând un bas popular românesc cules din Oltenia de germanul Richard Kunisch și publicat la Berlin în 1861. Acesta se intitulează Fata din Grădina de Aur, unde trama se axează pe povestea de iubire dintre o fată de împărat și un zmeu. Eminescu versifică acest bas, schimbă finalul și accentuează problematica omului de geniu. O altă sursă de inspirație importantă o constituie filosofia greacă și filosofia indiană, dar mai ales filosofia sau concepția lui Arthur Schopenhauer cu privire la antiteza dintre geniu și omul comun. Apartenența la un gen și o specie literară. Datorită complexității sale, textul literar pare a fi destul de greu de integrat într-un gen sau o specie literară, înglobând de asemenea teme și motive din întreaga creație eminesciană. Ca specie, Eminescu pare a pendula între basm, idilă, elegie sau chiar meditație filozofică. Totuși, Luceafărul rămâne un poem, specia poeziei epice, datorită întinderii relativ mari și a caracterului eroic, filozofic, mitologic și legendar. Tema. Tema principală o constituie problema genului în raport cu lumea sau incompatibilitatea iubirii dintre o pământeancă și o ființă supranaturală. Totuși, întâlnim aici toate marile teme și motive ale creației marelui poet. Geniul, dragostea, timpul, dar și motivele romantice. Luceafărul, marea, castelul, fereastra, oglinda, îngerul și demonul, zborul cosmic, visul. Semnificația titlului. În sens propriu, Luceafărul este numele popular dat planetei Venus și altor stele strălucitoare. În poezie, el devine un simbol al unicității și superiorității întruchipând geniul. Structură și semnificații. În ceea ce privește structura, poemul are 392 de versuri, grupate în 98 de catrene, măsură de 7-8 silabe, ritm iambic, structură în 4 părți. Prima parte prezintă întâlnirile dintre fata de împărat și Luceafăr în vis, partea a doua surprinde idila dintre Cătălina și Cătălin, partea a treia redă zborul intergalactic al lui Hiperion și monologul Demiurgului, iar partea a patra reîntoarcerea Luceafărului spre pământ. Compozițional, putem vorbi de două planuri spațiale, terestru și cosmic, și două planuri categoriale, omul comun și omul de geniu, care interferează în prima și ultima parte, în partea a doua fiind prezent doar planul terestru, dominat de omul comun, iar în partea a treia, spațiul cosmic, avându-l în prim plan pe omul de geniu reprezentat de Hiperion. Prima parte debutează cu o formulă specifică basmului, a fost odată cam povești, care introduce cititorul într-un univers mitic, illo tempore. Versul la timpul perfect compus, specific basmului a fost, arată o acțiune trecută și încheiată, dezvăluind un timp mitic, dincolo de umanul efemer, ce se remarcă prin unicitate.
Unică, superioară este și fata de împărat, caracterizată prin superlativul de factură populară prea frumoasă, ea fiind una la părinți, comparabilă cu Fecioara și Luna, ceea ce denotă puritatea ei între celelalte făpturi pământene. Aspirația fetei depășește sfera umanului, căci ea se îndrăgostește de o stea. Cadrul de desfășurare a poveștii de iubire este unul romantic, nocturn, și anume Sara, sub lumina difuză a lunii, ca protectoare a îndrăgostiților, în vis, adică în plan oniric, luceafărul revelându-i se fetei prin oglindă într-o dublă reflectare. Precum zburătorul din literatura populară, el urmează pe fată din odaie, provocându-i primii fiori a iubirii. Iubirea fetei apare într-un mod spontan, cauzată de obișnuință. Îl vede azi, îl vede mâini, astfel dorința-i gata. În antiteză însă, iubirea profundă a luceafărului are nevoie de un lung proces de cristalizare și nu se limitează la dorință. El iar privind de săptămâni îi cadă dragă fata. Asemănarea dintre cei doi constă într-o anumită raționalitate, la niciunul dintre ei nefiind vorba de o dragoste fulgerătoare la prima vedere. Fata îi adresează două chemări sub formă de descântec stilizat. Cobori în jos, luceafăr blând, alunecând pe o rază, pătrunde în casă și în gând și viața-mi luminează, ce stârnește astrul din pasivitatea lui, provocând o pasiune nebănuită, structura pleonastică cobori în jos, sugerând din punct de vedere stilistic distanța imensă dintre cei doi. Auzind chemarea fetei, luceafărul se întrupează mai întâi din cer și mare, precum Neptun, apărându-i fetei într-un chip de înger, ipostază angelică. Părea un înger, un tânăr voievod cu păr de aur moale, ca o sinteză a două lumi diferite, ideea accentuându-se de oximoronul un mod frumos cu ochii vii. Exprimarea lui este sobră, rece, gravă. Din sfera mea veni cu greu ca să-ți urmez chemarea. Și totuși încărcată de afecțiune, numind-o pe fată, odorul meu nespus, îndemnând-o să părăsească lumea muritoare în schimbul unui univers vast pe care ea să-l stăpânească, palate de mărgean, lumea infinită a oceanului. Refuzul fetei este categoric, accentuând adinteza dintre cei doi și, totodată, dramatismul dragostei lor, neputința de a unifica cele două lumi, dar pe care ce ai deschis nu-i merge niciodată și izvorăște din conștientizare incompatibilității dintre planuri, căci eu sunt vie, tu ești mort și ochiul tău mă îngheață. Cea de-a doua adresare făcută luceafărului de către fată, identică structural cu prima, determină o nouă întrupare a luceafărului, total diferită de cea din tâi. El apare ca un demon, născut din soare și noapte, deși vine trist și gânditor și palid de la față, dezamăgit de primul refuz al fetei, el are ochii mari și minunați, dovedind că în spatele acestor ferestre ale sufletului se ascunde o conștiință superioară, făcând-o pe fată să afirme: deși vorbești pe înțeles, eu nu te pot pricepe. Deosebirea dintre cei doi este exprimată de către luceafăr prin perechile de antonime, nemuritor, muritoare, dar și de fată care vorbește de opoziția viu, mort. Dragostea lor reiterează principiul coincidenței opozitorum, adică al atracției contrariilor. Ea îl refuză și de această dată cerându-i sacrificiul suprem în numele iubirii, fii muritor ca mine. Iubirea luceafărului depășește sfera comunului și de aceea, în numele iubirii, acceptă condiția inferioară de muritor. Da, mă voi naște din păcat primind o altă lege, cu vecinicia sunt legat, ci voi să mă dezlege. Jocul verbal și se tot duse, s-a tot dus, subliniază confundarea într-un timp fără sfârșit, sugerat de verbul la perfect compus, ce nu poate fi perceput de mintea omenească. Cătălina este mai mult un simbol reprezentând condiția umană în limitele ei, sugerată de lexemele colț, ungher, cămară, odaie, nefiind capabilă să-l urmeze pe luceafăr în idealitate, în absolut. Opoziția dintre luceafăr și Cătălina este cea dintre genialitate și mediocritate, dintre eternitate și efemeritate, dintre infinit și finit. Sesizăm aici o asemănare dintre luceafăr și Cătălina și cuplul Demon-Tamara din poemul Demonul al lui Lermontov. Ambii sunt deciși să renunțe la nemurire pentru o clipă de iubire, tema fiind incompatibilitatea dintre o pământeancă și o ființă supranaturală.
Partea a doua prezintă idila dintre Cătălin și Cătălina, acțiunea desfășurându-se în planul terestru. Este o altă ipostază a iubirii opusă celei dintâi. Asemănarea numelor sugerează apartenența la aceeași categorie a omului comun. Fata de împărat își pierde caracterul de unicitate devenind Cătălina, individualizarea prin nume propriu fiind menită să coboare pentru totdeauna de pe treapta unicității. Deși fata păstrează aspirația către planul superior, mai nu vrea, mai se lasă, devine ispitită de vorbele pajului care îi arată din bob în bob amorul. Dacă luceafrul îi oferă posibilitatea de a depăși condiția umană prin eternizarea sentimentului iubirii, Cătălin îi propune împlinirea sufletească imediată, specific umană. Hai și-o fugi în lume! Propunerea lui de a fugi în lume denotă neconcordanța de statut social între cei doi, fată de împărat și băiat din flori, căci aceasta aspiră la ceva superior rangului său. Ea acceptă, sperând măcar la fericirea de o clipă. Cătălin este soluția de compromis care înlătură drama incompatibilității. Portretul lui Cătălin este realizat într-un limbaj popular, familiar, în antiteză cu portretul Luceafărului, el devenind întruchiparea teluricului sau pământescului, viclean, copil de casă, băiat din flori și de pripas, dar îndrăzneț cu ochii. De altfel, în întreg tabloul, expresia populară ia locul neologismelor, monologul și descrierea fiind înlocuite cu dialogul facil, spațiul infinit fiind preschimbat cu locul strâmb al castelului. Abstractul devine concret, mitul și simbolul sunt convertite în mimesis. Idila se desfășoară sub forma unui joc. Pentru a o seduce pe Cătălina, Cătălin urmează o tehnică asemănătoare cu aceea vânătorii păsărilor din Evul Mediu, ea fiind încântată de maniera simplă în care acesta îi prezintă jocul iubirii. Partea a treia cuprinde zborul intergalactic al Luceafărului către Demiurg pentru a-i cere acestuia să-l dezlege de nemurire, acțiunea desfășurându-se în plan cosmic. Prezentarea spațiului infinit al macrocosmosului unde se petrece, pătrunde doar cu puterea gândului, este o descriere unică în literatura română. Perfectul simplu de la început, porni Luceafărul, reprezintă prima sugestie a mișcării și indice care sugerează rapiditatea cu care se deplasează acesta în timp și spațiu ca un fulger. Părea un fulger neîntrerupt, rătăcitor prin ele și căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe. Acesta parcurge o călătorie regresivă pe axa temporală până ajunge în văile haosului primordial, refăcând în sens invers istoria creației, căci unde ajunge nu-i hotar nici ochi spre a cunoaște, neantul fiind prezentat prin negație. Nu e nimic și totuși e. Este un cadru aspațial și atemporal specific romanticilor, momentul dinaintea nașterii lumii. În dialog cu Demiurgul, Luceafărul cere să renunțe la nemurire pentru o oră de iubire. Răiam al nemuririi nimb și focul din privire și pentru toate dăm în schimb o oră de iubire. Cerința lui este cel mai mare sacrificiu pe care îl poate face numele iubirii, renunțarea la viața veșnică, la unicitate, la o condiție privilegiată pentru iubirea de pe pământ, care durează doar o clipă datorită caracterului perisabil al ființei umane. Moartea este numită metaforic sete de repaus, iar Luceafărul își asumă destinul în numele iubirii. Aspirația lui este imposibilă, căci dispariția Luceafărului de pe bolta cerească înseamnă schimbarea ordinii cosmice, revenirea la haosul primordial, moartea universului. El s-a născut odată cu lumea și acest fapt nu se poate modifica. Dincolo de țesătura alegorică a acestei părți, intuim că geniul este condamnat la nemurire, pe altarul căruia sacrifică fericirea și iubirea. Demiurgul îi refuză cererea numindu-l Hiperion sau cel care merge deasupra, cunoscându-i natura superioară. Îi explică absurditatea cererii sale, prilej cu care este pusă în antiteză lumea muritorilor și cea nemuritorilor, evidențiată prin pronumele noi, ei. Ei doar au stele cu noroc și prigoniri de soarte, noi nu avem nici timp, nici loc și nu cunoaștem moarte. În schimbul renunțării la visul său, îi oferă doar ceea ce este în concordanță cu firea sa superioară, rațiunea supremă sau înțelepciunea, adică ipostaza filozofului. Cerem cuvântul meu dintâi să-ți dau înțelepciune. Puterea orfică, adică ipostaza poetului, vrei să dau glas acelei guri ca după ei cântare, să se amunți cu păduri și insulele în mare?
calitatea de stăpân al universului terestru sau pe cea de conducător, adică ipostaza de cezar. Ți-aș da pământul în bucăți să-l faci împărăție. Îți dau catarg lângă catarg, oștiri spre astrăbate, pământul lung și marea înlat. Dar moartea nu se poate, căci ar coincide cu negarea echilibrului universal. Ultimul argument al demiurgului este și cel mai puternic, accentuând superficialitatea lumii terestre. Și pentru cine vrei să mori, întoarce-te, te îndreaptă spre acel pământ rătăcitor și vezi ce te așteaptă. Ultima parte revine simetric la prezentarea planurilor terestru și cosmic. Peisajul romantic, sarana sfințit, când răsare luna, este animat de prezența a doi tineri izolați în mijlocul naturii ocrotitoare. Sub șirul lung de mândri tei ședeau doi tineri singurei, căci natura este pentru Eminescu o martoră statornică a iubirii, așa cum spunea Tudor Vianu. Fata, îmbătată de amor, adresează o ultimă chemare Luceafărului, a treia de altfel, izvorâtă din dorința de ocrotire. Invocația nu se mai petrece în vis și este schimbată față de primele două. Ea îi cere să pătrundă în codru și în gând, pentru că astfel să ilumineze destinul. Răspunsul Luceafărului dezvăluie conștientizarea superiorității sale și a imposibilității de a se împlini prin iubire, cea care la început era numită odor nespus și numele căreia era dispus să facă sacrificiul suprem devine chip de lut, ceea ce arată apartenența ei la o sferă inferioară comună. Ultima strofă este construită pe baza antitezei geniu-muritor. Trăind în cercul vostru strâmt, norocul vă petrece, ci eu în lumea mea mă simt nemuritor și rece. Metafora cercului este o sugestie a închiderii, a finitudinii ființei umane, în contrast evident cu lumea mea. Exigența umană stă sub semnul norocului de o clipă. Geniul, deși își asumă atributele eternității, este condamnat la singurătate. Atitudinea superioară detașată derivă tocmai din dramatismul acestei condamnări. La nivel lexical, Eminescu acordă o atenție nemăsurată fondului principal de cuvinte al limbii române, împuținând numărul neologismelor. Din 1908 cuvinte, 1688 sunt de origine latină, acestea fiind încărcate de sensurile plurivalente ale timpului care a îmbogățit limba. Totuși, reușește o simbioză perfectă între limbajul popular și cel cult, căci lexemele diferite pe care le folosește subliniază discrepanța dintre cele două lumi. Superioritatea omului de geniu este sugerată în plan lingvistic prin neologismele amor, demon, haos, himeric, nimb, repaus, sferă, în timp ce Cătălina și Cătălin sunt descriși, mai ales utilizându-se expresii populare. Totodată, în timp ce fata utilizează termenul laic uman, vorbă, nu caut vorbe pe ales, demiurgul utilizează sinonimul său lexical, dar considerat antonim la nivel semantic, cuvânt, mai apropiat de nivelul cosmic celest. Prin urmare, apariția romantismului din acest poem se regăsește la nivelul temei, a antitezii dintre omul de geniu și omul comun, aspirația spre absolut, preferința pentru spații unice, stranii, atracția spre ilotempore, prezența unor personaje excepționale, medii contrastate.